Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au prezentat astăzi într-o conferință de presă acțiunile ce vor fi derulate în cadrul programului Școala Altfel. Activitatea polițiștilor vizează în special școlile și liceele din municipiu și județ și pe lângă campania cu caracter de informare și prevenire va fi prezentată și oferta educațională a unităților de învățământ de profil. Mergem cu o ofertă educațională în ideea de a informa și de a atrage, dacă doriți, cât mai multe persoane, cât mai mulți tineri către meseria de polițist. Activitățile care se vor desfășura în cadrul campaniei Școala Altfel vor fi diversificate. În fiecare zi vom desfășura activități pe anumite tipuri de mesaje. Avem activități pe prevenirea riscului rutier, pe prevenirea și a victimizării minorilor. Avem activități pe linia Patrimoniul Cultural Național desfășurate cu elevii unei școli din municipiul Giurgiu. De asemenea, ne vom deplasa și în mediul rural. Pentru a atrage tinerii către profesia de polițist, vor avea loc în paralel acțiuni de promovare a acesteia. Astfel, la nivelul inspectoratului, a fost constituită o echipă care se va ocupa de astfel de acțiuni. Campania își propune să promoveze profesia de polițist și să identifice cât mai mulți tineri care să opteze pentru această profesie. La nivelul IPJ Giurgiu a fost constituită o echipă de promovare a acestei campanii, formată din reprezentanți al structurilor de resurse umane, prevenirea criminalității și compartimentului presă și relații publice. Pe tot parcursul acestei săptămâni, polițiștii vor fi prezenți la toate lăcașurile de cult din județ, în special pentru a preveni faptele antisociale. La toate bisericele, în toată perioada desfășurării slujbelor Denia Mare și slujba de înviere, pe toată această perioadă vor fi polițiști, cel puțin un polițist, la fiecare biserică, cu scop preventiv, dar și pentru a asigura, din punct de vedere al liniștii cetățenilor și mai ales al liniștii slujbei de înviere, care pentru toți creștini ortodoxi înseamnă foarte mult, foarte multă liniște, foarte multă rugăciune și ca vestea minunată din seara de sâmbătă spre duminică, noaptea învierii, să poată fi transmisă în condiții normale din punct de vedere civic. La conferința de presă de astăzi a fost prezent și inspectorul general școlar Gigi Oprișan. De asemenea, a participat la întâlnirea cu presa și consilierul județean Ioan Micu, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică.